Când m-am întâlnit cu ea, am scos cartela din telefon, am aruncat cartela, bineînțeles, cash-ul la mine. Cum ai ajuns pe partea aia cealaltă? Cu substanțe, cu... Păi... Atenție, peste... voi cei tineri, ce o să auziți acum. Salutări, oameni frumoși, un nou episod din Realități cu Niculescu, un podcast cu oameni reali. Încerc cumva să aduc tineri, oameni simpli care au avut fel și fel de povești, dar oameni care luptă, atenție, luptă pentru a deveni niște exemple pozitive pentru cei din societatea în care trăim. Invitatul de astăzi este un tânăr de 22 de ani, îl cheamă Ilie Emanuel, zis și Jake. Eu o să-i spun Jake, că așa este cunoscut și pe rețelele de socializare. Are 9 clase plus un an de profesională. S-a născut într-o familie numeroasă de 10 frați, 5 fete și 5 băieți, el este cel mai mare dintre toți. După o discuție cu părinții, aceștia i-au sugerat să-și vadă de propria viață, motiv pentru care a părăsit familia și de atunci a umblat din casă în casă, a fost nevoit să doarmă câteva zile și pe străzi, a muncit și în spălătorie auto, în construcții. În prezent urmează să se însoare, dar nu cred că o să ne ajungă timpul la cât a experimentat omul acesta și haideți să nu mai irosim timpul. Jake, mersi din suflet că ai acceptat să vii. Mulțumesc și eu frumos. Ce faci? Adrian, ce-ți fac? Sunt bine, mă bucur că m-ai invitat la podcast. Cu mare drag. Mă bucur că am această oportunitate de a expune public, a expune unui număr mai mare, să zic așa, de public, ceea ce am de spus. Te rog să mă scuzi dacă mai am probleme în vorbire, în vocabular. Nu am făcut foarte mulți ani de școală în România și mai am așa momente când poate greșesc gramatical, nu pronunț corect. Hai să luăm cu începutul. Hai să începem cu părinții tăi, cu mediul, atmosfera familială. Ai fost cel mai mare dintre frații. Cum au fost primii, nu știu, primii 10 ani? Nu a fost chiar cea mai strălucită copilărie sau... Cum erau părinții tăi? Zi-mi despre ei câteva lucruri. În primul rând, tatăl meu, să zic așa în ghilimele, a fost un fanatic religios. Era foarte îndoctrinat de religie, de culturile religiei și tot ce ține de asta, e pentecostal. Și au un mod de viață mai strict, să zic așa, ceea ce... Ce înseamnă mai strict? Dăm niște exemple. Strict în modul că mama nu avea voie să poarte fuste scurte, surorile mele, inclusiv mama, nu avea voie să se macheze, nu avea voie să poarte unghii, trebuia să poarte batic, nu avea voie să poarte pantaloni. Eram obligat să mergem la biserică, gen trebuia să mergem la biserică. Dacă nu mergeam la biserică, ni se impuneau anumite pedepse. A, nu mergi la biserică, ok, nu mai vezi aia, nu mai primești aia. Păi și acasă voi, ca și copii, ce făceați? La televizor vă uitați? Nu am avut nici televizor, pentru că nu ni s-a permis să avem televizor. Era un mergeam păcat și... sau ce? Tata a avut o experiență mai neplăcută cu televizorul, să zic așa. Într-o zi, în timp ce mama se uita la un film de acțiune, bătăi, război, tata dormea în aceeași cameră și la un moment dat se trezește foarte speriat, spunând că a simțit cum din televizor a ieșit un duh necurat ce a intrat în el. Și din câte mi-amintesc, știu că după perioada aia a avut o perioadă de depresie, ceea ce i-a influențat decizia de a ne scoate televizorul din casă. Și mergeam pe la vecini și ne uitam la televizor. Pe unde prindeam. Deci cumva părinții tăi au pierdut echilibrul și chestia asta v-a afectat, în special pe tine, nu? Prin atâtea restricții, pedepse. Da. Nu fă aia. Da, nu pot să zic că a fost... Nu pot să zic că părinții noștri au vreodată un motiv de a ne face rău, că niciun părinte nu-ți dorește rău. Categoric, dar... Îți dorește bine, doar că uneori... Uneori... exagerezi, uneori depășești o limită poate pe care nu o realizezi. Și eu cred că asta a fost din cauza religiei mai mult, pentru că
O să vedeți pe parcursul podcastului ce efect are doctrina religiei asupra oamenilor, asupra familiei. Bun, și care a fost relația? Sau cum descriem copilăria ta. Tu fiind cel mai mare dintre frați? Eu fiind cel mai mare dintre frați, am fost, nu că am fost nevoit, s-au aruncat pe umerii mei anumite responsabilități pe care atunci când eram mic nu le realizam, nu le percepeam, dar acum când sunt mare, mă afectează când mă gândesc la ele, pentru că puteam să am o altă copilărie, adică de ce am fost eu nevoit să port responsabilitățile astea pe umăr, copil fiind, și nu să-mi trăiesc copilăria. Adică eu nu mă duceam să copilăresc, împingeam la cărucioare. Adică stăteam noaptea, frații mei, de exemplu, când plecau părinții mei, mai mergeau la alte biserici, în alte orașe, erau evangelizare sau se aduna lumea. Întruniri, da. Uniri de-astea. Și fiind cel mai mare, grijă de frate. Rămâneam acasă, țin minte că atunci eram doar patru, eu și trei surori de-ale mele, rămâneam acasă, eu făceam și curățenie, făceam și mâncare, o schimbam pe sora mea de pe pes, făceam lapte, dormea lângă mine, deci eu am fost mama fraților mei, toți, deci eu am crescut pe toți, până în punctul în care am plecat de acasă, dar toți frații mei sunt crescuți de mine. Deci eu am fost și mamă și tată, cât mama a stat în spital la fiecare naștere, tata era la muncă. Deci a fost, nu știu, mă simțeam ca și cum eu aș fi părintele lor, nu fratele lor. Nu-mi pare rău că sunt frații mei și iubesc, dar a fost o responsabilitate prea mare pe umerii mei, care pe mine în momentul de față mă afectează. În ce fel? Ce simți pentru părinții tăi? Psihic și faptul că asta mi-a influențat decizia de a încerca anumite chestii în viață. Pentru că nu am avut o copilărie și frustrarea care am avut-o în mine și sentimentul ăla de frustrare că am fost nevoit să fac chestiile astea și că n-am putut să-mi trăiesc copilăria, m-a împins să încerc din toate. Să fac ceea ce n-am avut timp să fac sau ceea ce trebuia să fac la timpul potrivit. Înțelegi ce vreau să... Da, dar zi-mi ce ți-a trezit aceste sentimente când ai început să le conștientizezi, pentru că în copilărie n-ai încă logică și rațiune. Ce sentimente ai pentru părinții tăi? Întrebare foarte grea de explicat. Nu pot să spun că... Sunt mai multe, nu? E un sentiment pe care nu pot să-l descifrez, dar la bază e frustrarea. Nu pot să zic că nu-mi iubesc părinții, îi iubesc și respect, că mi-au dat viață, nu m-au lăsat într-un orfelinat, nu și-au bătut joc de mine, cu bune cu rele am avut ce îmbrăca, ce mânca și un loc unde dormi, dar din pricina deciziilor lor și responsabilității care au aruncat-o asupra mea, nu mai simt la fel pentru părinții mei, adică nu mai simt acea conexiune care o aveam odată. Îi iubesc, îi respect, dar sunt puțin mai rece față de ei, adică e un sentiment... E o judecată. O judecată, bine, nu neapărat... Nu e voluntară, e involuntară, da. e... Dar ai încercat să scap de chestia asta, să încerci, sincer, să accepti? Sincer, nu pot. Adică nu mai am atât de multă sensibilitate față de ei. Nu mai sensibilitatea aia față de mamă, de tată. Pentru adică că simți că ți-au furat... Ce-o fi, o fi, înțelegi. Ți-au furat acei ani, tu așa o percepi acum. Da. Față de ceilalți. Da. Dar hai să vorbim de chestia asta. Asta avizi celor care, știi, la un moment dat eu am avut un material unde am zis, băi, nu vă mai căsătoriți mult prea devreme, pentru că dacă nu stai bine financiar și astea sunt timpurile, o să ajungeți la divorț, copii abandonați, o să crească statisticile și mulți au sărit că, domne, reduc natalitatea și mai știu eu ce. Din contră, eu previn ca să nu mai văd copii abandonați sau copii care trec prin ceea ce ai trecut tu. 10 frați, adică eu înțeleg și eu sunt ortodox și mereu l-am avut pe Dumnezeu în suflet și întotdeauna am promovat, bă, ideal e să dai mai departe, asta înseamnă evoluția. De ce e atât de mulți copii? Aici intervine din nou doctrina religioasă. La pentecostali nu ai voie să faci avort, nu ai voie să folosești prezervativ, că zice că oprești darul lui Dumnezeu de a face un copil, ceea ce mi se pare o prostie, pentru că dacă e să o luăm pe logică, Dumnezeu îți dă copii, nu se oprește.
Bine, și nu ține de Dumnezeu, că ține de noi. Dumnezeu ne-a dat și un pic de creier. Dar doctrina religiei îți fură o mare parte din creier, dacă e să o luăm așa. Ei au mers mereu pe premiza că facem copii cât ne dă Dumnezeu. Că merge greu, că ne merge bine, Dumnezeu are grijă de noi. Asta a fost premiza lor întotdeauna. S-au bazat prea mult pe o chestie, nu știu, mi-e greu să explic. Înțeleg ce vrei să zici, da. S-au bazat pe chestia asta și ei, bazându-se pe chestia asta și îndoctrinați de religie, nu s-au gândit la efectele care pot fi, care vin prin pricina anumitor decizii. Exact. Eu asta vreau să zic, adică noi, știi, cumva am rămas și în trecut. Pe vremea lui Ceaușescu, tu n-ai prins. Terminai liceul, te băgau într-o fabrică, trebuia să te însori ca să-ți dea o casă și făceai un copil, doi, știi? Adică era o siguranță impusă prin regimul dictatorial. Ceea ce după 90 n-a mai existat chestia asta. Dar mulți au rămas cu chestia asta, să fim cât mai mulți. Păi stai-mă puțin, adică ce e mai de păcat în fața lui Dumnezeu? Să faci 10 copii și să ajungă traumatizați, despărțiți prin orfelinate, să n-aibă parte de iubire? Adică, știi, hai să o gândim și din punctul ăsta de vedere. Nu doar că, știi, de asta zic că se pierde un echilibru și vis-a-vis de religie și fiecare să... Na, vin din fel și fel de religii, dar haideți să păstrăm un echilibru, ca și Biblia. Mulți n-au înțeles foarte multe lucruri din Biblie, ca și cu judecata. Dumnezeu ne-a lăsat judecata, dar există judecata nocivă și cea benefică, nu? Asta ne diferențiază față de animale. Adică eu te pot judeca pe tine ca să te îndrepți, pentru că te duceai pe un drum aiurea, și chestia asta nu mă face cu păcat în fața lui Dumnezeu, nu cred că m-ar judeca, nu s-ar supăra. Băi, eu am avut scopul nobil de a te schimba. Și mai există judecata nocivă. Te judec pentru că am frustrări pe tine că îți merge bine și faci bani. Și încep să te înjur fără să te cunosc. Asta e o judecată nocivă. Da, nu e corect în fața lui Dumnezeu. Ei, asta se aplică și în multe chestii din Biblie, religii și așa mai departe. Știi cum e vorba aia? Lupul schimbă părul, dar năravul ba. Nici comunismul nu mai există, dar se resimte efectul comunismului. Clar, clar. La nivel mental, exact. Da. Exact. Bun, hai să continuăm. Deci tu ți-ai crescut frații, le-ai dat să mănânce, ei exact. Schimbat de Pampers, ai fost și mama, ai fost și tată. Ce s-a întâmplat la 14-15 ani? Hai să intrăm în prima etapă. La vârsta de 12 ani, era luna august și acum țin minte, tata avea o dubiță de-asta cu 9 locuri, parcă, dacă nu greșesc. Da, ceva de genul. Părinții mei s-au decis să plecăm în Austria. Tatăl meu avea o cunoștință în Austria religioasă, gen prieten de biserică, așa mai departe, care ne cunoștea povestea, știa că suntem mulți frați, știa că în România e greu, mai ales cu atâția copii, îți dai seama. Și tatăl meu s-a decis să plecăm. Și am plecat. Am făcut bagajele, am plecat în Austria, am ajuns în Austria la un domn, și Dumnezeu să-l odihnească în pace, a murit, nu mai trăiește. Ne-a ajutat foarte mult. Om avea două case, una lângă alta, adică era cât de cât bine cu bani, era un om înstărit. Ne-a oferit o chirie. La început, țin minte că nu i-a cerut bani lui tata până ne-am pus pe picioare. Ne-a ajutat să ne stabilim, ne-a ajutat cu acte, mergea cu noi peste tot, stânga, dreapta, ne-am integrat cât de cât în societate, ne-am scris la școală, adică un om cu un suflet foarte mare. Bun, și ce ați făcut acolo? V-ați mutat? Ne-am mutat. Primii ani mama stătea acasă, mai mergea la curățenie, în privat. Pentru că e greu dacă nu ai acte și nu ești la acte și mai ales cu atâția copii, n-ai cum să mergi să muncești, să ai un job. Tatăl meu muncea în construcții, muncește și la ora actuală. Pot să zic că producea cât de cât bănuți. Primii 2 ani de zile n-am primit alocație, n-am primit niciun ajutor de la stat. Trebuia să ieșim la drepturi și a fost greu, să zic așa. Tu în continuare mai aveai grijă de frații, nu? Probabil da, când pleca mama da, ta. Da. Da, și în momentul de față sunt surorile mele care încă stau cu mama și mai au grijă de frații, adică... Bun, și unde s-a rupt? Oarecum s-a rupt? Între tine și părinți? Sau când? Relația asta s-a rupt după ce
am ieșit la acte, am început să primim alocație, adică deja părinții mei aveau un venit pasiv, să zic așa, veneau alocație, salariul lui tata, alocațiile erau destul de mari, ținând cont de faptul că ni s-a dat alocația și din urmă, pentru că ți se dă, de când ai venit în Austria până în ziua în care ai băgat actele, ți se dă din urmă și am primit alocație pe ultimii 2 ani. A fost o sumă frumușică de bani. Cu banii care primea tata, a fost un start, să zic așa. Și de acolo a plecat tot. Începuse să cunosc cât de cât limba, începuse să-mi fac prieteni, a apărut și anturajul, era și vârsta. Mergeam la școală, era foarte greu pentru că totuși vorbeam limba, dar nu la perfecție. Simțeam oarecum că suntem marginalizați. Faptul că venim din altă țară, că suntem români. Rasism. Da. Am întâlnit rasism foarte des în Austria. E, nu știu. Peste tot e. Da. Dar, în fine. Dar acolo e foarte mult, zic sincer. Și simți asta când nu înțelegi în totalitate ce vrea să vorbească lumea cu tine și nu înțelegi limba, te simți oarecum ciudat. Îți dă un sentiment foarte nașpa și vrei să fugi pur și simplu, să te întorci de unde ai venit. A fost greu, pentru că asta ne-a influențat comportamentul în școală. Adică din elev model am devenit genul de elev care nu mai aveam voie să merg nici măcar în excursii. Când alții mergeau în excursii cu școala, eu eram obligat să vin la școală. Pentru că ceilalți mă provocau și mă diminuau, să zic așa, că eu vin din România, că nu înțeleg limba, că cei cu mine aici, de multe ori se spunea pleacă înapoi la tine în țară, și pe mine chestia asta mă frustra și aduna în mine ură. Și la un moment dat n-am putut să mă mai controlez și începeam să iau la bătaie. Pe unde îi prindeam, îi înghersuiam. Trăgeam, îi scoteam pe hol și acum țin minte, m-am luat de cel mai înalt băiat din clasă, toată lumea avea frică de el. Eu eram un pișpiriu, el avea vreo aproape 2 metri, zic sincer, era înalt rău de tot. Și mi-a zis că sunt un auslander de căcat și să plec înapoi la mine în țară. Profesorii erau toți pe gang, pe hol, plus directoarea, am tras ușa de la clasă. Când mi-am băgat mâna în pieptul lui și l-am împins în perete, i-a zis, o singură dată te mai de mine sau de vreun român din școala asta, i-am zis, cu tine îmi fac primul dosar penal. Dar nu era ca și cum i-aș fi făcut ceva rău, mai mult la intimidare. Adică ziceam mai mult să-l intimidez. Și de el era doar gura, fapte nimic. Și l-am pocnit. După ce l-am pocnit pe el, a fost un mare tantam în școală. M-am dus acasă, mi s-a tăiat rația în școală la multe chestii. Nu aveam voie să mai particip la multe ore de clasă pentru că eram foarte agresiv. Dar asta tot din vina lor și mulți nu înțelegea chestia asta. Încercam să le explic profesorilor. Păi l-am bătut. De ce l-am bătut? Că mă face rasist, mă face toate felurile. Îmi ce să plec înapoi în țara mea? Eu cum să mă simt? Cum ar fi dacă ți-aș pune eu ții? Cum te simți? Te simți de căcat, nu? Da, da. Eu văd că lucrurile au scăpat de sub control până să se întâmple chestia asta. Care a fost reacția tatălui tău? Sau cum au reacționat părinții tăi când au aflat că l-ai bătut pe tipul ăla? Tatăl meu de multe ori nu prea a avut nicio reacție, indiferent de ce am făcut, pentru că și el a trecut prin viață, a trecut prin foarte multe lucruri și știa că sunt încăpățânat și orice mi-ar spune, oricum nu l-aș asculta, așa că nu-și drăcea prea mult gura cu mine, mai ales că nu l-am ascultat și nu mai mergeam la biserică, nu mai frecventam. Deci gata, ieșisei, te eliberasei. Nu mai frecventam chestia asta și prima dată când a aflat că am fumat, nu mi-a zis nimic. Adică știa că dacă e să trec pe acolo, indiferent ce-mi zice el, oricum o să trec, oricum o să fac. A fost mai distant așa. Păi bun, și care a fost momentul ăla când... Uite, asta încercam să spun, totul a plecat de la experiențele din școală. De acolo s-a născut ura aia în mine față de locul în care mă aflu, față de tot ce se întâmplă. Datorită anturajelor pe care am început să le am, am început să am de-a face cu fel și fel de oameni care mă excludeau din cercul lor de prieteni pentru că nu practicam anumite obiceiuri, cum ar fi, bă, vrei să mergi cu noi, vrei să ieși cu noi, bei tu o bere, fumești tu o țigară, cum e anturajul. Am început și eu să gust din alcool, am început să fumez
mi-a plăcut. Sincer, la început și era entuziasmul ăla. Fumam pe ascuns, mă ascundeam de părinții mei, mi-era frică de reacția pe care or să o aibă, pentru că erau pocăiți și îmi amintesc din copilăria mea, când încă eram în țară, atunci când greșeam și eram pedepsit și mama spunea, o să vă spun, să vă spun tata, și ții minte că luam bătaie zdravână, nu ce în ziua de azi tragi copilul de ureche. Era cu cureaua, cu... era bățul ăla de salcâm, ăla subțire care pișca. Și vă dați seama că ai frica aia, totuși cât de cât. Dar a venit momentul în care am zis stop. A fost o chestie personală în mine, totul s-a schimbat, gen. Am zis stop din ziua, deci din momentul de față eu nu mai ascund nimic față de nimeni. N-are nimeni ce să-mi facă. Înțelesesem că trăiesc într-o țară civilizată în care există drepturi. Și am început să-i ameniți pe aia mei. De fiecare dată când ei mă amenințau că mă vor pedepsi, deci dacă tu mă ameniți pe mine că mă pedepsești sau că mi-interziți să mai fac asta, asta sau asta, eu mă duc la poliție. Credeam. Da. Pentru că trăiesc într-o țară civilizată. Deja simțeam că am avantaje și am profitat de chestia asta. Am încercat să mă desprind de toată doctrina pe care încercau să o arunce, să mi-o dea și mie, știi, cu religia și cu asta, și am zis nu, eu vreau să-mi văd viața mea. În ziua respectivă, una din zile, fumasem și m-am dus direct în casă. Nu m-am mai spălat, nu m-am mai ascuns. Mă simte mama și face către mine, tu ai fumat? Îi zic, da, am fumat. Și care e problema? Dacă am fumat. S-a uitat foarte ciudat la mine, i-a zis lui tata, tata n-a avut nicio reacție și din clipa aia totul a luat o întorsătură, să zic așa, s-a întors la 90 de grade. În ce sens? În sensul că deja nu mai aveam frică. Chestia de rebelitate era un proces de incubație în mine, să zic așa. Și pe zi ce trece deveneam din ce în ce mai rău. Și frustrarea că în copilărie... Au venit și astea. Aici au început să vină toate, că am început să le înțeleg. Deja mă apropiam de o vârstă în care înțelegeam anumite lucruri. Și bine, pentru vârsta mea eram foarte matur. Am fost obligat să fiu părinte, gen. Și toate frustrările astea s-au adunat și au început să vină gânduri și din copilărie și de acolo și din faptele lor de zi cu zi și din pedepsele pe care vreau să ni le dea. S-au adunat și am zis, gata, atât. Deci nu mai are nimeni control asupra vieții mele. Și am început să fac doar ce am vrut eu. De mine, nu mă mai trăgea nimeni la răspundere când plec de acasă, când vin acasă, unde mă duc, ce fac. Deja începeam să-mi creez un venit pasiv, independent, la o vârstă la care alții încă cereau bani de la părinți. Și care a fost primul moment? Sau cum? Până la ce vârstă ai stat acasă? Sau... Și că ai avut o ceartă cu ei? O discuție? Da, începuse chestia asta cu anturajul, începusem să fac bani, părinții mei își făceau griji de unde produc bani, din ce fac bani la vârsta mea. Îmi permiteam să-mi cumpăr un telefon, îmi permiteam să-mi cumpăr haine de firmă, îmi permiteam chestii pe care părinții mei poate nu și le permiteau să mi le permit. Ai înțeles? Adică, ok, eram mulți, nu ne putea cumpăra la toți haine de firmă sau... Trebuie seama să-i, da. Eram 10 totuși și am început să mi le procur singur. Asta m-a aruncat și mai mult în prăpastia asta. Că nu e altceva decât o prăpastie. În momentul în care nu-ți câștigi banii cinstit și nu simți că ai muncit pentru banul respectiv, îți zic eu că nu-l prețuiești. N-ai parte. Nu. Pentru că l-ai câștigat ușor, știi că îl faci ușor și îl spargi. Mâine mă duc, fac altul. Fac alții. De ce să țin de ei? Și după toate chestiile astea, părinții mei deveneau din ce în ce mai... Nu știu cum să-ți explic. Începeau să-mi pună foarte, foarte multe întrebări. Și mă sâcâia, mă obosea, mă deranja. Toată chestia asta a pornit un conflict, o ceartă între mine și între părinții mei. Iar acest conflict m-a determinat să le spun tot ce am pe suflet. De când am fost copil până în momentul de față. Și am început să le reproșez. Că Dumnezeu pe care îl slujiți v-a spălat mintea. Că... Sunteți îndoctrinați de religie, că ați făcut copii, mulți. Vă văd că vă plângeți, că vă e greu.
Le reproșeam, de ce ați făcut, frate, atâția copii? Dacă te plici că ți-e greu, că așa, că pe dincolo. Și am început să vărs tot ce aveam pe suflet împotriva lor. Am ajuns chiar să-l jignesc și pe tata și pe mama. Deci era momentul meu de descărcare. A trebuit să o fac. Și de acolo a pornit alt conflict. Am început să am conflicte cu oamenii de la biserică, biserica pe care tata o frecventa sau bisericile din oraș. Aveam conflicte cu toți pocăiții, începusem să prind oarecare ură față de ei, pentru că erau foarte îndoctrinați. Și din pricina faptului că începusem un război personal cu toți care mă deranjau, inclusiv pocăiții, tatăl meu mi-a reproșat că ar fi cel mai bine să plec să-mi văd viața mea, că îl fac de rușine. Iar pe mine vorbele astea m-au determinat să plec. Da, ți-e rușine cu mine? De ce ți-e rușine cu mine? Bine, o să plec. Mi-am făcut bagajele și am plecat. Mi-am luat viața mea. Ce o fi, o fi. Și mama ta ce a zis? Mama mea, îți dai seama, nu i-a picat chiar așa cu trunc. Totuși. A încercat să te convingă să rămâi sau trebuia să asculte de taică? Nu pot să zic că oarecum a încercat să mă convingă, dar nici n-a făcut-o. Nu știu, a fost ceva, îi părea rău de situații, de mine, de faptul că... Dar cumva era și de acord cu tatăl tău. Dar cumva nici nu i-a zis, băi, nu. În fine, nu... Bun, și ai plecat? Unde te-ai dus? Am plecat în România. Aveam bunici în perioada aia, aveam și eu... Trebuia să fac 16 ani. Am 15 ani, spre 16 ani. Am venit în România, am stat la băile Herculane. Când ai cunoscut-o pe fata aia, nu? Să-mi povestești treaba aia. Asta a fost. Asta la Herculane, lucrasem la terasă, ospătar, bucătărie, spălătorie. Și unde dormeai? Aveam o chirie pe care tatăl meu o plătea. Chiar dacă m-am certat cu el și eram într-o relație bună cu el, nu pot să zic că n-au fost momente în care nu m-a ajutat. Adică i-a părut un pic rău, îți dai seama. Și mi-a plătit chiria. N-a fost o perioadă destul de lungă, câteva luni. Pentru că între timp m-am îndrăgostit de o tipă din Luduș. Fata respectivă avea 14 ani. Ea mi-a spus mie că are 17 ani. Nu părea de 14 ani, adică a dezvoltată. Cum sunt fetele în ziua de azi, te curte, uiți la ele, zici că au 20 de ani, dar ele n-au nici buletinul făcut. Tipa s-a îndrăgostit de mine, a fost o chestie pe internet, pe Facebook, prima dată mesaje, după aia poze, pe cameră, și nebunia asta s-a întins vreo lună de zile, până când am ajuns în punctul că, bă, nu mai putem să stăm unul fără altul, gen. Și în tot timpul ăsta, tipa respectivă mi-a povestit că, uite, părinții mei sunt despărțiți, mama se comportă urât cu mine, mi-a... Trezis chestia asta, dar avea tu grijă de ea, nu? Da, mi-a indus cumva indirect că o duce rău și că să fac ceva în legătură cu asta. Am vorbit cu ea, am instruit-o, i-am spus, uite, dacă vrei să te răzbun pe mama ta, putem să facem așa. Am învățat-o, i-am zis, uite, ești tu, aur ce are până casă, vezi dacă știi pinul de la car, scoate bani de pe car, dacă nu vezi unde ține cash. Am instruit-o, zic, dacă tot îi dau, măcar să fie în stil mare, că fapta oricum o să fie comisă. De ce să o comit mai puțin cu profit jumate, când oricum o comit, dar pe profit 100%. Și tot am planificat, gata, zic, pe data de ne vedem, ne întâlnim, vin, te iau cu mașina și plecăm. L-am luat pe un prieten, m-a dus cu mașina până în orașul respectiv, în Luduș, am luat-o. Când m-am întâlnit cu ea, am scos cartela din telefon, am aruncat cartela, bineînțeles, cash-ul la mine. Luase și două ceasuri de aur în valoare de 2000 de euro. Deci a fost o pereche, un ceas bărbătesc și unul feminin, din aur. S-au foarte mulți bani. Tot ce însemna valoare intrase în posesia mea. Am plecat. Băiatul respectiv care ne-a luat din Luduș ne-a lăsat undeva la Timișoara. El trebuia să se întoarcă, el trebuia să plece în afară, gen. El a plecat în afară, pe noi ne-a lăsat în Timișoara, în Gara de Nord. Am stat prin Timișoara vreo două zile și zic, mă, ce facem, unde mergem? Banii deja începeau să se termine, cash-ul.
mai aveam lucruri de valoare. Zic, hai să mergem la Herculane, la un oraș în care am crescut. Între timp sun pe cineva din Timișoara, o cunoștință, nu cunoșteam, să zic, chiar foarte bine, dar cât de cât așa. Zic, bă, uitam și eu, două ceasuri de aur, nu știu ce, vreau să mi le valoric fizic să le vindem. Am umblat prin Timișoara vreo 2-3 ore să vând ceasurile alea. Multă lume nu vrea să mi le cumpere, că m-a văzut așa puștan, de unde are ăsta ceasuri de astea, și au făcut filme. Venise un băiat, zice, băi, fii atent, știu eu pe cineva care ți le cumpără, ți le ia, hai dă-mi-le, dar nu poți să vii, nu știu ce. Eu dădusem pe încredere, era tovarășul ăsta pe care l-am sunat eu. Mi-a dat, uite, îți dau 50 de euro, îți las așa garanție, mă duc, le valorific, zic cât ne dă pe ele și te sun. Ce crezi, frate? Treapă. Am avut de ceasuri și ziua de azi regret. Deci regret. Ea n-a știut niciodată că am pierdut ceasurile alea. Maică-sa și în ziua de azi crede că le am. Hai, o să afle acum. Și că a făcut o manevră, gen că a mințit-o că mi le-a luat altcineva. În fine, oricum îmi pare rău pentru ceea ce am făcut. M-am întors înapoi la gară, am luat trenul, ne-am urcat în tren, plecăm la Herculane, ajungem la Herculane undeva la 2 noaptea, închiriem o cameră, toate bune și frumoase. Până a doua zi, pe la vreo 9:30, așa îmi sună telefonul, în disperare. Răspund la telefon, era tata, mă întreabă ce fac, îi zic, bine, sunt la hotel. Ci că nu cumva tu ești cu fata asta, mi-a zis că e o fată dată prin Interpol la televizor că e dispărută de acasă de 4 zile, face, nu cumva e fata cu care ești tu? Zic, ba da. Deci eu n-aveam nicio idee că tipa respectivă era dată deja în urmărire, pentru că părinții nu știau nimic de ea. Am stat și am meditat așa foarte repede situația, am trezit-o, i-am zis, îmbracă-te, zic, trebuie să plecăm, nu i-am zis că o duc la secție. S-a îmbrăcat și a luat bagajele, m-am dus cu ea direct la secția de poliție și am explicat tot ce s-a întâmplat. Zic, uite așa, cum am întâlnit cu ea, că mi-a spus că o duce rău, că mama ei nu se comportă frumos cu ea, am explicat tot. Am dat o declarație cu ea, a dat o declarație și ea, a sunat-o pe mama ei, a venit mama ei, a dat o declarație și cu mama ei, dar am avut noroc că tipa respectivă m-a vorbit de bine, gen, nu... Mi-a zis că am avut grijă de ea, că i-am dat să mănânce, că nu am abuzat-o, nu... Și asta a fost norocul meu. La despărțire, începuse să plângă, mi-a sărit în brațe, că nu vreau să ne despărțim, că vreau să rămânem împreună, că o să rămânem în contact, în legătură. Zic, da, în mintea mea, du-te, ducea-te de unde ai venit. Bine, a plecat. Eu mi-am văzut de viața mea și toată chestia asta a durat vreun an de zile până când am intrat din nou în contact cu ea. Am plecat la ea la Luduș. Înainte să merg la ea, i-am zis să-i spui, te rog frumos, mamei tale, că o să vin la tine. Da, o să-i spun. Îi spun, vorbesc cu ea. În ziua în care trebuia să mă duc la Luduș, o mai întreb încă o dată. Zic, ai vorbit cu mama ta? Zic că da, am vorbit cu ea. Ce crezi, frate? Când ajung în Luduș și mă vede maică-sa la ușă, poți și da ce cu tine la ușă la mine? Ea nici măcar nu-i spusese lui maică-sa. Nici m-am simțit atât de căcat și de rahat. Mamă, un sentiment atât de prost. Venea să mă întorc de unde am venit. Nu m-am întors că deja era prea târziu. M-a băgat în casă să-i dea Dumnezeu sănătate. Mi-a dat să mănânc, țigări, mâncare. Ce a fost până casă, cu ce am avut ne-am descurcat. Dar după vreo săptămână, să zic așa, deja începea să-mi bată apropouri că domne e mic, că așa, că pe dincolo și începea să se creeze un disconfort pentru mine stând la ei în casă. Era în plus. Da, mă simțeam în plus. Și bine, pe de altă parte avea dreptate. Eu am fost și mințit, că n-am știut. Am plecat de la ei, am zis că mă duc să dorm la altcineva, o persoană pe care între timp o cunoscusem în Luduș cât am stat la ei. Băiatul respectiv m-a lăsat să dorm o noapte la el. Mi-am lăsat bagajele la el. Mi-am găsit ceva de muncă în construcții. Am muncit 4 zile. Din care, din astea 4 zile, o zi am dormit-o la băiatul ăsta. Și 3 zile le-am dormit pe șantier. Pentru că nu aveam unde să mă mai duc. Plecam de pe șantier, plecam de la muncă, mă duceam, făceam un duș.
mă plimbam până oraș până mă lua somnul, cerusem o pătură de la tovarășul ăsta al meu și pe șantier unde munceam sub cerul liber era, și acum îmi amintesc, era doar șapa turnată și zidurile făcute, n-avea acoperiș ca să nimic. Și m-am băgat și eu acolo în baie pe o scândură cu pătura pe mine și dă-i și dormi. A doua zi m-au trezit băieții că au ajuns pe șantier și s-au luat de mine că de ce dorm pe șantier. Și le-am explicat de ce. Mi-au zis să nu mai dorm acolo. Următoarele două nopți am dormit pe bancă în parc. Cred că au fost cele mai... Eu mă așteptam să zici că te-au ajutat unul dintre ei că a venit. Nu? Asta mă așteptam eu acum. Nu mai dormi aici, bă, că murdărești și apa. Mi-au zis să nu mai dorm acolo. Următoarele două zile de am dormit pe bancă în parc și au fost cele mai grele nopți din viața mea. Deci atunci am înțeles cu adevărat ce înseamnă să n-ai casă și să dormi pe străzi. Să încerci să dormi, să fii obosit, să nu poți să dormi, să te trezești la fiecare sunet pe care l-auzi. E frig, începi să tremuri, auzi sunete, te trezești cu panică, te trezești din toată cu panică, stai așa, sunt bine, îmi lipsește ceva, te verifici. Ai înțeles? Adică nu e un somn liniștitor. Și da, ești înconjurat de frici. Da. Dar știi că doar cei care au trecut prin astfel de situații te înțeleg cel mai bine. În rest, cei care au trăit în vieți, cum să zic eu, în care nu au avut lipsuri, nu te vor înțelege. Exact. Eu asta am perceput eu prin ceea ce am trăit, dar și tu poți confirma. Bun, și ce ai făcut în continuare? Știu că la un moment dat ai intrat într-un... Da, te rog. Ai intrat în anturaj și ai început cu dalea rele. Povestește-mi de etapa aia, cu prietenul al tău. După faza asta, ce crezi, m-am întors înapoi în Austria. Eu am avut mai multe plecări. M-am întors în Austria, am venit în România, iar în Austria, în România, după aia Spania, deci au fost perioade. După perioada în care am decis să plec din Luduș pentru că rămăsesem pe stradă, nu-mi convenea deloc situația, i-am povestit unui alt băiat pe care l-am cunoscut între timp acolo. Zic, bă, uite care e situația mea. Zic, m-am întâlnit cu nebuna asta, zic, uite, așa, așa, vreau și eu să plec de aici, am nevoie de disperat de niște bani. Tipul respectiv nu m-a împins chiar la gesturi plăcute, să zic așa, moduri plăcute de a face bani. Îmi spunea tot felul de idei trăznite, că îi știe pe unul, să-l ginim, să stăm de șase, să-l batem, să luăm telefonul, să alea, să facem rost de bani. Cred că o zi întreagă numai despre chestii de-astea mi-a vorbit și am zis, orice ar fi, zic, eu nu fac chestiile astea, nu pot. M-a ajutat, îi dădusem și acum țin minte, am rămas fără, avusesem un telefon bun. I-am dat telefonul, mi-a dat 2 milioane și un telefon de la vechi cu butoane, ca să pot să rămân în contact. I-am vândut telefonul, i-am vândut câteva din hainele mele, doar ca să pot să-mi fac bani, să plec la București. Mi-am luat un bilet și am plecat la București pe baza unor cuvinte spuse de un băiat care s-a oferit să mă ajute, spunând că o să merg în București și în Gara de Nord o să mă aștepte doi băieți, prieteni de-a lui, cei mai buni, și că o să aibă grijă de mine și că o să mă aștepte să mă integrez. Îmi era greu să cred chestia asta, dar am zis, oricum n-am nimic de pierdut, că rămân aici o să fie greu. Zic, dacă mă duc acolo, zic, e București, de bine, de rău, hai că e oraș, învârte ceva, mă descurc, e altceva. Și am ajuns la București cu o poză, a celor doi băieți, Laurențiu și Agape, să le dea Dumnezeu sănătate. Momentan nu mai sunt în tangențe cu niciunul, din anumite motive, dar nu o să-i vorbesc niciodată de rău. O să le mulțumesc toată viața mea, indiferent de situația care e în momentul de față, le mulțumesc și le doresc tot binele din lume, pentru că au fost niște oameni cu suflet mare. M-au primit la ei în casă, mi-au dat să mănânc, m-au integrat, au mers cu mine prin București, mi-au cotat loc de muncă, m-au ajutat să mă pun pe picioare. Și țin minte că primul meu loc de muncă a fost prin sectorul 4, la o spălătorie, unde am primit și cazare. Și atunci am început să fiu independent. La câți ani? Câți ani aveai atunci? 16 ani jumătate. Deci la 16 ani jumătate, prin prisma vieții, a devenit independent. Forțat ai...
Independent eram... Bine, am devenit total, 100% independent, dar independent deja începusem să devin... Ca job, ca... Încă eram acasă cu părinții când produceam... Da, dar ca și job pe picioarele exact. Tale, fără să mai ajute tatăl tău sau să mai faci tu nu știu ce combinații... Exact, cinstit. Cinstit, da, ok. Exact. Ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns pe partea cealaltă? Cu substanțe, cu... Păi... Atenție, voi cei tineri, ce o să auziți acum. Peste tot sunt anturaje. Începusem la spălătorie, cunoști fel și fel de oameni, corect? Dai de fel și fel de oameni, mai e și curiozitatea asta a vieții că ești tânăr, vrei să mai încerci. În perioada respectivă consumam doar cannabis. La un moment dat nu-și mai făcea efectul și știi cum e, când nu-și mai face efectul vrei să încerci și altceva. Dar de ce ai ajuns? De ce ai ajuns să tragi? Hai să explicăm chestia asta ca cei tineri să înțeleagă cum începe totul. La tine care a fost motivul? Să intri în anturajul respectiv sau traumele din trecut ca să uiți? Prima și prima dată a fost din cauza anturajului. Se întâmplase în Austria. Îmi făcusem și eu anumiți prieteni, iar acele persoane, ca eu să pot sta cu acele persoane și să pot să mă integrez, ei practicau obiceiurile astea și am fost și eu nevoit să practic, pentru că altfel eram exclus. Ca să te accepte. Exact. Deci asta a fost primul motiv. Exact. Anturajul strică omul. Deci, nu știu, de anturaj trebuie să fugi în viață cât te țin picioarele. Bun, dar te-ai gândit, bă, adică ce știai până în momentul ăla de lucrurile astea, de substanțe? Adică aveai vreo frică că îți pot da dependență? Aveam așa idee, pentru că vezi la televizor, vezi prin filme, vezi o grămadă... videoclipuri muzicale, adică îți faci o idee, n-ai cum în ziua de azi și cu accesul la tehnologie și internet, n-ai cum să nu știi, cred că oricine știe ce e cannabisul, ce sunt drogurile, toată lumea știe. Așa și... Toată lumea are... Și ai încercat. Exact. Și de acolo a pornit aventura. De la una am sărit la alta, de curiozitate am încercat-o și pe aia la alta, adică pot să zic că le-am încercat pe toate. Îți plăcea? Că uite, mie nu mi-a plăcut stările astea niciodată. Cannabisul n-a fost niciodată un refugiu pentru mine. A fost ceva de plăcere. Îmi plăcea pentru că mă făcea să mă concentrez mai mult pe ceea ce îmi doream eu să fac, pe muzică. Și mă distrăgea așa psihic de la probleme, de la frustrările pe care le aveam din copilărie. Adică Anula anumite da. Chestii și mă ținea acolo unde vroiam eu, pe linia de plutire. Dând de fel și fel de oameni, de alte anturajuri, nemulțumit că nu câștig cât vreau eu și eram învățat să am cât de cât bani, pentru că în afară câștigam bani mai frumoși, adică sume frumușele. Nu mi-ajungeau banii, am zis, băi, trebuie să fac ceva, adică trebuie să mi-aduc un profit, trebuie să câștigi ceva. Erai dependent deja? Să-ți e dependent de substanțe? Sincer, până în momentul respectiv, nu. Până în momentul respectiv n-am fost dependent. Marihuana nu mi-a provocat niciodată dependență. Dependența e o chestie în capul nostru. Depinde cu ce scopi consumi un lucru. Pentru că dacă consum cannabis cu intenția de a te droga, devii dependent. Dacă consum cannabis de plăcere, adică... Da, nu știi ce reacție poate să aibă asupra... Da, ține mult de psihic. Asupra corpului ține tău. Mult de psihic. Nu mai bine depinde să nu le încerci deloc? Depinde de ce perspectivă privești. Da, cel mai bine e să nu încerci. Deci, cel dacă mai bine nu știi să nu încerci. Știi cum percepi. Mie nu mi-a plăcut stările de amețeală. Și când am încercat și eu odată de două ori, de frică m-am băgat la somn. Și tu, de exemplu, dacă ți-a plăcut... Mai repeți și uite cum ajungi la dependență, deci e cu risc mare. Prima dată când am consumat, mi-a fost foarte rău și m-am jurat că nu o să mai consum niciodată. Și am consumat și a doua oară. Și zic sincer că a doua oară n-a fost ca prima oară. Ai avut altă stare. Da, altă stare și era și anturajul care mă împingea să continui să încerc. Oamenii din jurul meu. Până am realizat că trebuie să mă debarasez de oamenii respectivi. Păi da, dar ai ajuns și la dependență. Ajunsesem la dependență. După anturajul ăsta pe care mi l-am creat în București, încercând și alte substanțe mult mai puternice, pot să le spun numele, nu? Începusem prima dată să încerc purul,
cum era înainte, amfetamina la folie. Am încercat și heroină la folie. N-am băgat la vene niciodată. Asta a fost singurul care... Mi-a fost frică să încerc. Pentru că știam că dacă o să fac chestia asta, nu mai am șanse de scăpare. Dar la folie am încercat multe, multe droguri. Și cristale, și cocaină, și crack. Le-am încercat pe toate. Singurele substanțe care mi-au... Pot să zic că mi-au creat o stare de dependență... Etnobotanice. Nu, au fost pastilele de ecstasy și amfetamina. Dar în rest, heroina, crack-ul, cocaina, n-am... Deci nu, pentru mine nu mi-au provocat dependență cum mi-au provocat ecstasy-ul. Poate că ecstasy-ul mi-a dat și... A avut alt efect asupra mea. Și îmi plăcea foarte mult că mă excita, mai ales când mă întâlneam cu fete, ai înțeles, în relațiile sexuale era super tare, adică erai viril, te ținea, dădeai ore întregi, erai pe vai, pe fin, pe stare, ai înțeles? Bun, și toți banii îi băgai în substanțe, exact, nu? Exact. Tu în timpul ăsta și munceai, nu? Unde? Da, munceam în construcții. Și deci plecați seara... de la spălătorie, munceam în construcții și seara după program... În cap. În cap. Până a doua zi aveam seri că nu dormeam deloc. Adică gândește că am avut într-o săptămână, 4 zile la rând, am fost zombi. Cu părinții tăi mai păstrai legătura și nu știau de tine ce faci? Foarte puțin. În perioada respectivă nu știau că consum substanțe, dar cu timpul au aflat. O să ajungem și acolo. Nu știau și pentru mine chestia asta cu substanțele a fost o călătorie, dar o călătorie fără, cum să spuneți, o călătorie spre o prăpastie, nici de cum spre bine. Cum ai pus stop? Sau cum am pus stop? Totul ține de psihic. Am ajuns în punctul în care m-am săturat. Deci, avusese la început o poftă atât de mare, mi-am dat atât de mult, încât deja mă scârbise. Atât de tare mi-am dat. Nu mai îmi venea să consum. Iar ceea ce mi-a influențat decizia de a nu a mai consuma, au fost 2 factori. Primul factor, începeam să fiu frustrat de faptul că nu mă mai spărgea marfa. Deci, că nu mai făceau efect. Îmi venea să urlu și să-mi dau cu capul de pereți și să înjur pe toată lumea și să iau pe toți în pumni că îmi dau banii degeaba și nu mă mai sparge. Te gândești că stagiu. Deci era mai mult. Deci nu te mai spărgea, oricât dădeam nu mă mai spărgea și îmi dădeam atât de tare că nu mai puteam nici să mă mișc. Înțepeneam în scaun și eu nu simțeam nimic. Nu, deci nu mai simțeai mental, fizic, exact. Da, erai nu mai ajungeam la realitate, nu mai știam când sunt treaz sau când sunt spart. Pentru că eram non-stop în el. Al doilea factor care m-a influențat să mă las de chestia asta a fost că unul din tovarășii mei a murit. A făcut spume la gură, a făcut infart. Din cauza consumului de etnobotanice și avea 20 de ani. Băiatul respectiv era operat la inimă, știa că nu are voie să consume. Nu știu motivele personale pentru care continua să consume, dar nici nu am putut să-i spun niciodată, bă, nu mai consuma că nu e bine. Pentru că atât din cât tu practici un lucru și faci un lucru cot la cot cu altul, nu pot să-i zic eu la bă, nu mai fac că nu asta e bine. Stai, mă, țărea tovară, știi care nu faci probleme cu inima, adică măcar normal. Odată să-i fi zis, nu, bă, dar vezi mă că nu e bine. Dar i-am zis, dar degeaba, eu sunt genul de om, îți spun odată. Pe mine dacă nu mai luat în seamă, eu 2 ore nu bagur. Sunt genul de om, ori dăm prima, ori faci ce vrei. Cum nici eu nu accept să-mi repete cineva chestii. Mă frustrează. Eu dacă îmi spui de 2 ore același lucru, îți dau în cap. Mă simt prost. Mă scoate din... Am înțeles. Și am respectat chestia asta. I-am spus odată, bă, ești mare, ești vaccinat, ai buletin, știi foarte bine că n-ai voie să faci, că faci, e pe propria răspundere. Și după moartea lui, ăsta a devenit al doilea factor? Când el a murit, da, ăsta a fost factorul decisiv. Am învățat, din experiența, am învățat foarte multe lecții de viață pentru mine. Au fost unul că la greu nu e nimeni cu tine. Pentru că atunci când el a murit, toată lumea a dat bir cu fugiți. Nu știau pe unde să fugă. Și am fost eu și cu încă un băiat, am fost singurii care am rămas acolo. Și stăteam lângă el și ce să-i faci? Faci și spumă la gură? Ce poți să-i faci la unul? Salvarea. Ce să-l... Până sun salvarea,
ce să faci, murit, făcut, el a făcut, n-a durat, 2 minute a durat. Mamă. S-a oprit inima, a făcut spumă la gură, murise lângă noi. Ăsta la alt proprietarul casei, da seama că avea până casă, ce avea el până casă, pe acolo, că știa că o să vină poliția, o să vină salvarea. Am făcut curățenie până casă, am eliminat și noi, na, ce nu era ok. Am sunat poliția, a venit salvarea și l-a luat pe el până ne-a interogat. Pe erați consumator toți. Da, am primit dosar penal cu suspendare. Eram urmăriți, gen. Nu părinții lui v-au contactat, probabil, nu știu, părinții... să mă considere vinovați al tovarășului care a murit. Pe mine nu m-a contactat niciodată. Poate pe el, bine, pe mine nici nu mă știau așa. Da, da, da. Da. Eram tovarăși de pahar, cum s-ar zice. Vreau să mai adaug încă ceva foarte important. E un sfat pentru tinerii din ziua de azi, pentru generația care va urma. Pardon. Toate veniturile câștigate prin metode mai puțin legale sau cerșetorie indirectă, ai înțeles? Aviz TikTok. Aviz TikTok, așa, într-un final nu aduc nimic bun. Nu atragi nimic bun. Îți oferă doar confortul și faptul că câștigi bani foarte repede și ajungi să evoluezi mai repede decât alții la un alt nivel. Ăsta e singurul beneficiu pe care l-ai. Adică evoluat. Evoluat, adică evoluție confort. Nu e. E evoluție în confort, mă refer. Da, fizic. Da. Dar spiritual, mental, nu. Ca și interior, n-are te nimic. Faci praf. Exact. Și sunt consecințe care te vor urmări toată viața. Deci nu e ceva de moment. Când faci un lucru, trebuie să te gândești cu ce te afectează lucrul respectiv pe următorii pe 5 ani, lung. 10 ani, 15 ani sau toată viața chiar. Hai să concluzionăm cu drogurile. Spune-le de ce nu e bine să se apuce nici măcar din curiozitate sau care e treaba ca să mă accepte anturajul ăsta. Păi de ce trebuie să devină asta o prioritate? Sau... Când ești mic, nu înțelegi. Dar când ajungi să te lovească consecințele faptelor tale, începi să realizezi că nu e bine. Și sfatul meu e următorul. Consumul de droguri te face să-ți pierzi din personalitate, te face să-ți pierzi încrederea în tine, identitatea, te face un om retras, un om plin de regrete, un om plin de frici, un om care se desprinde de tot ce înseamnă realitate. Începi să te închizi în tine, începi să devii paranoic, începi să-ți dai filme, începi să... Deci, te înnebunește chestia asta. Te distruge, nu aduce nimic benefic. Deci, absolut nimic. Și nu mulți au avut... Sunt puțini care au puterea să se oprească singuri, cum ai făcut tu. Da. Dar ți-a fost greu următoarele zile după ce ai încetat să mai iei, nu? Mi-a fost greu. Nu zic că nu mi-a fost foarte greu pentru că simțeam că nu pot să încep ziua. Păi simțeam... devenise o normalitate, starea exact. Aia ireală, nu? Exact, exact. Era foarte... N-aveam chef de nimic, nu venea să fac nimic. Zic, mamă, trebuie să fumez, să trag. Să... Și totuși am reușit. Am început să mă gândesc la tot ce mi s-a întâmplat. M-am pus, stăteam în fața oglinzii și vorbeam cu mine însumi și mi-am spus așa. Păi am trecut prin atâtea probleme. Am omis să spun despre accidentul care l-am avut la vârsta de 7 ani, care m-a lăsat cu un handicap de 25% pe toată partea dreaptă. Mă gândeam la tot trecutul meu și mi-am zis în felul următor. Deci, eu sunt un om puternic. Sunt un luptător. Mă face pe mine un drog? Mă face pe mine o țigară? Niciodată. Și atunci m-am impus contra viciilor mele. Ai zis, pe mine nu pot să mă controleze un drog sau un viciu sau nimic, pentru că eu sunt mai puternic de atât. Și am început să mă auto-influențez. Și făcând chestia asta, am reușit să trec peste. M-am motivat singur, am devenit propriul meu psiholog. Și după etapa asta ai scăpat de consumul de substanțe. Am scăpat de consumul de ai substanțe. Ai început să lucrezi, nu? Deci ai lucrat... Deci până la vârsta asta de 22 de ani, zi în câte domenii ai activat? Păi am calificare ca și bucătar ospătar. Bun. Am lucrat în construcții.
Am lucrat la publicitate, împărțeam publicitate. Am lucrat și la curățenie. Șantier. Am lucrat la ferme. Ce se făcea? Am mai avut un job în montaje. Pregăteam evenimente. Da, cam astea au fost. Deci, până la 22 de ani, ai avut atât de multe încercări și asta trebuie să înțelegeți voi, dragi tineri. Și acum poate ești de acord cu mine. Și știi că am vorbit la telefon și ți-am zis și eu chestia asta. Nu-ți judeca părinții, în general, marea majoritate, părinții nu o fac la modul voit. Ai tăi, de exemplu, au făcut asta pentru că chiar au crezut că așa e bine, știi? Că și la rândul lor au fost niște victime care și-au pierdut echilibrul prin religie, știi? Și va afecta pe voi. Dar ți-am zis, nu trebuie judecați părinții. Nu trebuie. Caută să accepți și să iubești în continuare, știi? Dacă poți. Nu e o judecată voluntară. Da, eu înțeleg ce zici, dar încearcă, dacă tu ai scăpat de consumul de substanțe, poți să faci și chestia asta la un moment dat. Deci nu trebuie să te grăbești. Dar ce vreau să scot eu în evidență, dragi tineri, încetați să mai primiți și să mai îmbrățișați gratuitate. Pentru că gratuitatea te ține în starea de comoditate. Nu-ți vei dori mai mult de la viață, că știi că o să vină de la mămicu, de la tăticu. Ești de acord cu mine când afirm lucrul acesta? Exact, pentru că dacă depinzi de o sursă de venit, sigură. O sursă de venit care, nu știu, vine ușor, să zic așa, o să vină un moment în care poate ai familie, ai copii, ai o anumită vârstă și cazi în cap. Pur și simplu ți se taie caca de sub picioare. Venitul al tău nu mai e, dispare. Da. Tu ce faci? Poate n-ai o zi muncită în viața ta, n-ai experiență în niciun domeniu. Ce faci? Pe asta zic. Dar nu există educație în sensul ăsta, dar ce vreau să scot în evidență? Și ți-am zis și la telefon. Tu trebuie astăzi, pentru că ai devenit profund prin experiențele tale, chiar și cele nocive, tu ar trebui să mulțumești vieții că ai trecut prin lucrurile acestea, că ai fost și mamă și tată pentru frații și surorile tale, că a trebuit să pleci la 15 ani, te-ai dus în Austria, în Spania, în București, că ai dormit pe drumuri, pentru că cel puternic de astăzi a luat, cum să zic eu, s-a conturat prin prisma acestor greutăți. Greutățile îți oferă profunzime, rațiune, logică și te forțează să-ți dorești mai mult de la viață. Tu nu ai văzut în câte chestii ai încercat? Dacă tu aveai niște părinți și totul era ok, mai aveai doi frați, stăteați la apartament, poate astăzi erai un agent de vânzări. Nu zic agenții de vânzări, sunt nasul. Dar depindeai. Nu eram ucinez. E corect? Deci cumva încearcă să-ți îmbrățișezi traumele din trecut și tot tabloul în care ai trăit, pentru că tu cel de astăzi ești cel puternic care îi motivează pe ceilalți și a devenit un exemplu pozitiv și încă mai ai de tras, deci exact, încă nu se termină aici totul. E doar începutul. În faptul că am primit putere, înțelepciune și capacitate de a trece cu bine prin toate chestiile astea, am înțeles că această putere de a trece cu bine peste mi-a fost oferită ca eu să pot deveni un exemplu pentru alții. Un soldat al binelui. Un exemplu că dacă vrei, se poate. Dacă lupți, reușești. Dacă cauți, găsești. Clar. Hai să vorbim un pic despre... uite, cred că ai văzut că de ceva timp am început să fac materiale în care sunt împotriva duelurilor de pe TikTok. Și... deși știu că atunci când îmbrățișezi scopul nobil de a face bine, atunci vei fi cel mai lovit. Sunt puțini care își iau rolul acesta. Cum vezi tu lucrurile acestea? Adică este atât de nociv. Dacă intri pe TikTok, nu dai de 3 ori și dai de un scandal cu înjurături de morți, de copii, de neveste, numai lucruri penibile. Persoane publice au ajuns să se vândă și să facă astfel de dueluri pentru bani, care au situații financiare ok. Dragilor, Jake la 22 de ani stă cu chirie, are o viitoare soție, o să vrea să facă și un copil, a dormit pe bănci. De ce nu ai intrat în astfel de dueluri? Că puteai, ești urmărit și tu, puteai să faci bani. Pentru că sunt un om cu principii, unul la mână. Eu nu vreau să fiu văzut de societate ca un măscărici care cerșește bani pe TikTok sau care stă la mila altora, când știu că am o capacitate mult mai mare, pot să-mi câștig banii singuri și vreau
o altă postură în societate, nu postura de măscărici. Doi la mână, că tot veni vorba de TikTok și mă bucur că ai deschis subiectul ăsta. În afară de faptul că cerșetoria a devenit un trend pe TikTok, ce mă frustrează pe mine cel mai mult sunt exemplele de pe TikTok pentru noua generație și aici mă refer la toate prostituatele și videochatistele care își fac reclamă pe TikTok. Păi stăm pe TikTok sau suntem pe site-uri de XXX? Deci nu există, cred că 8 din 10 postări care apar pe TikTok sunt cu prostituate și femei ieftine care își fac reclamă la OnlyFans. Ce exemplu ești tu pentru generația asta? Ce îndemn copiii să se vândă? Deci asta e contra principiilor mele. Să-ți vinzi trupul pentru bani? Astea sunt exemplele de pe TikTok. Cerșetori și prostituate. Da, undeva iar s-a pierdut echilibrul. Dar asta e pe TikTok doar de astea femei care fac OnlyFans. Deci prostituate și cerșetori. Deci la noi în ziua de azi, eu știu că prostituția e ilegală, nu? Deci prostituția a ajuns să fie în trend, se promovează prostituția. Deci motivul pentru care nu a intrat în astfel de dueluri, dar știi ce? Eu n-am nimic cu duelurile în sine. Că dacă tu, de exemplu, erai psiholog și eu speaker, da? Și făceam un duel în care ne alegeam un subiect, vorbeam despre, nu știu, educație sau despre business. Oamenii trebuia să doneze, atunci eram de acord. Bă, eu îmi dau din timpul meu, dar dau o informație utilă care poate să ajute. Dar când noi ne înjurăm de morți și doar scandalurile și lucrurile astea sunt consumate, noi le risipim timpul. Și în perioadele grele care vor veni, ei nu vor ști să facă nimic. Și niciunul din idolii ăștia nu o să-i ajute pe cei care au donat. Că în perioadele grele ești singur. Ești bun că... Dar dacă ei n-au crescut, n-au rămas în stradă, n-au avut durere, ei nu ne înțeleg. Că de asta ți-am zis la început. Știi că doar cei care trec prin astfel de situații pot înțelege. Ei cred, tinerii, că ceea ce trăiesc astăzi, acoperișul ăla de deasupra, mâncărica, ciorbica caldă, ăia 50 roni ca să iasă cu o fată, ei cred că lucrurile astea vor exista mereu. Ei, că n-au mentalitatea pentru viitor. Tocmai influența asta proastă pe care o au TikTokerii, celebrii, îi influențează negativ pe tinerii care cel mai probabil o duc greu, sunt săraci. În loc părinților să... o duc greu, nu ei. Exact, părinților o duc greu, sunt săraci, nu au o stare financiară atât de bună. În loc să influențeze, să meargă la muncă, să dezvolte o meserie, să se dezvolte psihic, să facă ceva cu viața lor, ceva benefic care îi va ajuta pe toată perioada vieții, pentru că meseria e o brățară de aur, ei îi influențează să se facă de râs. De ce să mă duc la muncă când mai bine mă fac de râs? De ce mă fac de râs și fac bani? În loc să dezvolte o meserie. Știi cum o gândesc că acești idoli falși de pe TikTok și nimeni nu mai poate opri valul ăsta, care nu va mai ține mult și o să vezi că o să mai stăm de vorbă. Lozinca lor principală, pentru că la urma urmei am mai spus-o, cei care au devenit idoli și fac foarte mulți bani pe zi, atenție, sunt tot niște copii cu lipsuri în trecut, cu traume, au crescut în sărăcie, niște copii conduși de frica de sărăcie. Și eu mai am frica de sărăcie, știi? Doar că în viață noi răspundem pentru alegerile pe care le facem. Ei au ales să facă chestia asta pentru că niciodată n-au produs valoare. Și atunci eu gândesc așa, profit acum, că e o șansă unică în viață, în interiorul lor îți zic că ei știu că nu pot produce altfel bani cu capul. Și atunci profit de unealta asta, când apare milionarul ăla și îmi dă atâția bani, da, domne, o fac. Nu țin cont de acțiunile mele asupra noii generații. Și pe urmă, când mă pun la adăpost, îmi pun copilașii la adăpost, îmi iau și o vilă, o casă, nu știu ce, apoi mă împac cu Dumnezeu. Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Motivul pentru care eu nu am ales să fac dueluri este pentru că eu nu vreau să fiu părtaș, să le risipesc timpul celor tineri, să ajungă în punctul în care să fie manipulați de profunzimea mea pe care mi-a venit cumva din partea lui Dumnezeu și a experiențelor trăite. Eu nu vreau să fiu părtaș la o asemenea mizerie. Mulți râd, în special cei tineri, că te văd exact, gen exact. Că faci asta din frustrare, deloc. Și am mai spus-o, puteam să o fac și eu și tu, pentru că și tu ai urmăritorii tăi. Dar tu ai ales să nu, te-ai simțit prea integru, ai avut prea multă demnitate să refuzi. Exact. Și asta înseamnă putere.
Eu așa văd. Și eu de asta n-am făcut. Eu nu vreau să fiu părtaș. Cum să mă pot bucura eu de banii aia când știu că banii aia poate părinților s-au chinuit, au spălat italieni bătrâni la fund să le trimită copiilor și ei a manipulat de tine, dau exemplu, ți-au dat ție banii, bănuții, când puteau să facă un curs, bucătar, cofetar, să curs de IT, bă, ceva. Eu nu vreau să le fur lor viitorul. Înțelegi? Milionarii ăștia care au creat acești idoli sunt cei mai, au cel mai mare păcat. Știi? Că ei au creat aceste marionete. Știi? Eu sunt curat. Adică în viitor, în interiorul meu, știu că n-am furat viitorul nimănui și nici educația nimănui. Ca să stau eu într-o vilă. Păi eu dacă stă, cum spunea mie Ferraru, că ce vilă ai? Păi tati, vila aia eu am muncit pentru ea 21 de ani de abțineri, nu cu prietenii. Mă judecau, nu cu femei, nu cu nopți pierdute, nu alcool, bă, muncă. Muncă zilnică. Eu niciodată n-am vrut libere. De ce? Că în libere cheltuiești bani. Te duci cu anturajul. Am zis, muncesc zilnic. Corect. Nici n-aveam timp să cheltuiesc banii. Și atunci, de unde comparația asta? Uite în ce vilă stai tu. Păi stau pentru că o merit. N-am rănit pe nimeni, n-am călcat pe cadavre și ăsta va fi și drumul tău. Și o să poți să reușești. Exact. Dar satisfacția e mult mai mare. E uriașă. E mult mai mare. Uriașă. E mult mai mare. Să nu produci lacrimi pentru ceea ce ai, să nu calci pe cadavre. E fenomenal și Dumnezeu te iubește că ți-ai dorit mult și ai luptat pentru asta, știi? Și de asta ți-am zis, tu nu trebuie să te oprești aici, tu mai ai de muncă. Tocmai de asta am renunțat la sursele de venit care nu sunt adecvate evoluției mele spirituale. Cum te văd oamenii? Eu mai devreme vorbeam tot așa... Cum faci față hate-ului? Că am văzut că sincer, mulți te fac un fel și chip. Nu mă deranjează deloc, pentru că sunt ceea ce sunt și am ajuns unde am ajuns datorită hate-ului, datorită discriminării, datorită descurajării pe care am primit-o cât și din partea celor dragi, cât și din partea oamenilor din jurul meu. Totdeauna am fost arătat cu degetul, discriminat. Vorbi de rău și pe mine asta m-a motivat și mă motivează în continuare. Să dau cei mai buni din mine și să le demonstrez exact contrariu. Deci cu cât mă înjuri și cu cât mă vorbești urât, îmi demonstrezi practic câtă capacitate ai. Și că contezi tu. Știi? Exact. Dacă nu ai hater, nu contezi. Dar cum te fac? Adică de ce? Unde nu sunt de acord din ce ai observat tu? Sunt făcut piesa Antichristului. Sunt făcut satanist, sunt făcut în toate felurile pentru că am un mod și o percepție diferită de a vedea lucrurile. L-am înțeles pe Dumnezeu diferit. Cum îl vezi tu pe Dumnezeu? Eu pe Dumnezeu, deci eu nu pot să accept Dumnezeu pe care religia și modul prin care religia mi l-a prezentat dintotdeauna. Dumnezeu pentru mine este o forță, o energie care trăiește prin oricine și orice. Dumnezeu nu există. El este. Pentru că noi existăm ca oameni. Existăm, deci trăim, existăm, murim. Dumnezeu nu există. El este. E totul. E ceva infinit. Și bun, și universul înseamnă că sunt fiecare, nu? Sau galaxie există? Sau... Există milioane de galaxii. Deci milioane de Dumnezei. La concluzia asta am ajuns și eu. Prin studiile mele și cercetările pe care le fac despre toate religiile de pe pământ, am ajuns la concluzia că fiecare religie de pe acest pământ are la bază un adevăr. Corect? Iar fiecare religie este ca o piesă dintr-un puzzle. Dacă știi să substragi adevărul de bază dintr-o religie și să-l pui la un loc cu celelalte adevăruri, o să vezi că se formează altceva. Adevărul total. Nu știu cum să zic, să mă înțelegi. Deci trebuie să știi să iei de la fiecare religie doar ce este adevărat, să le pui la un loc și o să găsești altă cale. Și dacă eu vin și îți spun acum că nu există adevărul absolut pentru că nu ne este dat să-l cunoaștem, nu cred că i-am putea face față. Și că asta, uite, asta e ce ai ales tu ca să te facă să te simți bine astăzi.
Și n-ar trebui să ne războim între noi. Exact. Uite, eu dacă zic, bă, eu cred că există Dumnezeu, un Dumnezeu care are grijă de toți, care ne-a lăsat cu toate ingredientele la dispoziție și ne-a lăsat liberul arbitru ca să decidem. De asta există și judecata de apoi. Că mulți zic, de ce mor atâția copii? De ce? Că Dumnezeul tău e rău. Stai puțin. Păi care mai e sensul judecății de apoi? Dacă Dumnezeu a intervenit în orice rău, unde se mai face diferența? Aici avem percepții diferite. Da, păi de asta ți-am zis. Judecata de apoi, pentru mine personal, eu cred în reîncarnare. Judecata de apoi este viața pe care o retrăim. Deci omul, sufletul tot omul, se reîncarnează. Se spune că în viața asta, greutățile pe care le primești și tot ce ți se întâmplă rău sunt rezultatul faptelor tale dintr-o viață anterioară. Asta e purgatoriu. Următoarea viață e purgatoriu după faptele tale. Ai avut o viață bună, ai trăit în bine, ai fost adeptul binelui, următoarea viață vei avea o viață bună, lipsită de probleme. Adică o să fie altfel. Nu o să treci prin atât de multe greutăți. Și cu cât evoluezi mai mult spiritual și ajungi în punctul în care să atingi nirvana, nirvana e punctul pe care și Iisus l-a atins. Este, nirvana este, când atingi nirvana, oprești ciclul reîncarnării. Adică sufletul tău nu se mai reîncarnează, spiritul tău nu mai primește un trup de carne, ci rămâne o divinitate. Un rai. Devii un ghid spiritual. Bun, dar uite unde nu sunt eu de acord. Să zicem că în viața asta eu n-am făcut rău, am crescut, uite, sunt familist, am trecut și eu prin multe, am devenit un soldat al binelui. Dar nu mi se pare corect, pentru că în altă viață, să zici că mă reîncarnez, mergem pe varianta ta, nu o să mai am aceeași rațiune, aceeași logică și poate o să mă nasc și o să intru într-un anturaj, nu știu cum, și o să iau niște decizii greșite, pentru că eu nu o să mai fiu cel de acum și stric tot ce am credit în viața asta. Ghidul spiritual, vocea ta interioară, ghidul tău spiritual va fi unul evoluat și o să fii în altă direcție. Adică o altă viață, da, dar nu e o să fii mai evoluat. Nu e o garanție. Da, asta nu... zic, nu e un adevăr absolut, știi, care să se muleze. Eu cred că trebuie să ne rezumăm doar la a fi buni, a avea respect unul față de celălalt, a-l ajuta pe celălalt, să spese, mă. Eu cred că asta lipsește. Exact. Nu ne mai pasă, știi? Și legat de chestia asta cu reîncarnarea și de ce pică în cazul meu, bă, nene, ok, ar fi fost aceleași suflete, dar noi... din an în an, mai multe suflete, 7 milioane, 9, păi și ce faci? Se dublează energiile? Sau cum? Cum și noi oamenii putem să ne reproducem. Și sufletele se reproduc. Dar de unde știu că... Sufletele sunt o energie. Două energii diferite pot reproduce, cum ar fi... să dau un exemplu. Eu și cu nevasta mea. Eu sunt o energie, ea este o energie. Noi doi producem un copil. E o altă energie, formată din două ADN-uri diferite. Deci e altceva. Păi stai puțin. Naștere, când se naște un... Sunt la anumite persoane... Păi asta pică reîncarnarea de care zici. Se poate naște o energie nouă sau se reîncarnează o altă energie. Nu am o explicație totală pentru chestia asta, dar din studiile... Dar înțelegi ce zic, nu? Da. Adică asta pică cu reîncarnarea, că înseamnă că noi... Deci eu sunt prima dată, ca și suflet, așa. Prin nașterea, prin părinții mei, de unde știu eu că am mai trăit alte vieți? Sunt sau asta e prima dată, ca și multe suflet? Semne. Sunt multe semne care îți confirmă chestia asta. Uite, la mine ce mi s-a confirmat, că sunt un suflet reîncarnat, citind despre budism și despre multe altele, eu am făcut niște experimente. Am obținut și știam niște informații pe care nu le-am studiat niciodată în viața mea. Niciodată. Am trecut prin situații prin care am avut deja vu și impresia că am trecut prin ele. Și foarte multe chestii pe care eu nu le-am experimentat niciodată, dar am trecut prin ele cu bine, ca și cum aș fi făcut-o. Sunt multe sentimente. Dacă faci hipnoză regresivă sau meditații, hipnoza regresivă și meditația te ajută să deschizi al treilea ochi, chakra. E o călătorie cu tine însuți și poți să afli multe chestii despre tine. De asta cred în reîncarnare. O să mai facem un podcast. Cam atât pentru astăzi. Perfect. Jake, mersi mult. Mulțumesc. Unde te pot urmări oamenii? Unde ai conturi? Momentan am doar pe TikTok. Jake Bro 35 parcă. Nu mai știu exact. JAKE Bro 35.
Și pe Instagram jakebro28. Pe YouTube momentan nu fac vlog despre spiritualitate, Dumnezeu. Acolo am piese, muzică. Ideea e că fă-o, dar ți-am zis, fă-o fără să devină un război. Tu îți pui punctul de vedere atât timp cât ești un om bun astăzi, atât timp cât îți respecti soția și ești alături, atât timp cât lupți împotriva răului, așa cum fac și eu pe TikTok, cum faci și tu și puținii cei care o mai fac, și în rest și faci bine, bine vei primi. Exact. Faci rău, de asta, cei care sunt pe TikTok și produc, exact, promovează această nocivitate, se vor bucura pe moment din punct de vedere fizic, ca și bani, acum te bucură, dar pe termen lung răul va veni. Și nu neapărat asupra ta, asupra celor din familie, și asta vreau să evit, și asta este motivul pentru care nu vreau bani nemunciți și mânjiți. Să nu afecteze, cum să zic eu, în copiii mei, să nu se întoarcă în oricum, copiilor mei. Păcatele părinților se plătesc până la 7-lea. De asta zic. Mai departe ține de fiecare. Dragilor, cam atât. Nu uitați să vă abonați canalul Realități cu Niculescu. Sper să vă ajute podcastul de astăzi. Jake, o zi frumoasă să aveți și numai bine. Doamne ajută!